domnișoarelor. 9 și 10 minute. Culinaria gătește franțuzește cu brânzeturile fine Île de France pentru o masă delicioasă și sofisticată. De ziua Franței și în orice altă zi, pofta, inspirația și ingredientul potrivit te transformă într-un adevărat șef. Practic e bonjour, mesdames et messieurs. Eu, bonjour, oui, oui. Eu am și primar franțuzesc, ca să zic așa, în sector. A, să trăiască franțuzoaica, băierule. Mulțumesc. Merci, merci beaucoup. Se uită Luca. Nu, dar nu știam că vorbește germană, George. Platou delicieux cu specialitățile de brânză Île de France sărbătorește ziua Franței cu un platou de brânzeturi franțuzești autentice. Francezii sunt recunoscuți peste tot în lume pentru brânzeturile rafinate și pentru bucuria de a trăi. Joie de vivre. Am zis bine, Luca? Joie de vivre. Joie de vivre. Tare. Trebuie să grasezi mai... La ediția specială Culinaria din Deșteptarea îți arătăm cum poți pregăti și tu un platou delicieux cu specialitățile de brânză Île de France care au ajuns în România prin intermediul de Laco. Și când zicem îți arătăm, chiar îți arătăm că suntem pe Facebook și acum dacă n-ați mâncat în dimineața asta, mai bine nu intrați. Aș mai adăuga și faptul că platoul ăsta stă de ceva vreme aici și poftim la el. Da. El la fix s-a aclimatizat. Da. Recomandarea în general când mâncați brânzeturi și mezeluri, să lăsați la temperatura camerei preț de, depinde cât de cald de afară, ceva minute, până se aclimatizează, că au alt gust decât când sunt scoase din frigider. Avem niște recomandări de la Greta Apostol, de la site-ul de mâncare, dmncr.ro, de mâncare.ro, adică de mâncare fără vocale. Da. Care ne oferă niște trucuri pentru platou acesta de brânzeturi Île de France. Ce să-l ascundem, să... Dacă ai răbdare, cum zicea Luca mai devreme, trebuie să scoți brânzeturile din frigider cu ceva timp înainte de servire. Dar aici nu era cu scoate elefantul din frigider? Și închide ușa. Așa. Da. Practic, în funcție și de temperatura din cameră, desigur, dar cam o oră așa este rezonabil, le pui pe un platoaș. Important, platoașul este foarte important, pentru că nu trebuie să fie, poate să fie din orice, mai puțin din metal. În niciun caz din inox, din argint, din tablă, din nimic. Poate să fie de lemn. Deci tot ce e moștenire, nu. Nu, da, argintăria nu. Nu se pune coxidează. De argint îl aruncăm? Nu, îl folosești pentru altceva. La fripturi, mai degrabă. Okay. La brânzeturi nu pui lemn, coxidează neplăcut, pui și tu lemn. Dacă ai ardezie, foarte frumos. Marmură pentru cei care nu se mișcă prea mult. Parcă aveam niște ardezii acasă, dar nu mai țin minte. Marmură pentru ultimul platou. O placă de granit de 70-100 de kg, în cazul în care ești forțos. Și după aceea trebuie să selectezi brânza. Trebuie măcar 3 tipuri diferite de brânză. Noi avem aici 5 tipuri diferite de brânză. Avem Roquefort, Brio Bleu, Petit Brie, Aperifres și Charmidor Felii. Adică brânză cu mucegai nobil, brânză moale, brânză de capră și brânză presată. Combinația face, cum să spun, muzica în povestea asta și adaugi după aceea gemuri și sau sosuri pentru asociere dulce-sărat, care o să surprindă papilele gustative. Stați puțin. Am înghițit. Felii de pâine crocantă sau grisine, crackers, biscuiți sărați, ceva crănțănicios să fie așa, ca să experimentezi combinarea diferitelor texturi. Luca mai durează, nu te... Luca plânge. Hai, zi acolo. Și mai pui fructe, fructe proaspete și sau uscate. Noi avem ce avem? Struguri, afine, mure. Mure. Cred că sunt și niște boabe de ceva ce pare măceș acolo sau cu tine, nu știu ce. Și mai avem și sâmburi, migdale și fistic. Și un platou de genul ăsta e o sărbătoare în sine, care trebuie savurat împreună toate brânzeturile astea și combinația între texturi. Toate astea trebuie savurate împreună cel mai bine cu prietenii și alături de ei, desigur, deschidem și un vin de bună calitate, că merită. Adică e o poezie frumoasă. Care e bine să fie demisec. Da, la în niciun caz vin dulce. În niciun caz vin dulce pentru așa ceva. Iar în privința asocierii vinurilor, acum, na, fiecare cum simte, un vin roze e un bun început pentru un astfel de platou. Rece? Ce vinul alb. La îmi place platourile vinul, astea. Îmi place să petrec. Da, da, alb, nu roze. Și mie cel mai mult îmi place să halesc brânzeturi din astea cu nucă. Să degust.
Să degust. Să degust, să halesc. Astea nu se halesc. Eu nu prea degust. Și da, sunt sincer, nu pot să vă mint. Asta în combinație cu Franța nu prea merge. Da. Da. Cum ies de nucă, deci, nucă. Francezii, nu cu... francezii nu halesc pe ăștia care halesc. Dulceață de afine. Ție ce dulceață îți place, Vlad, dulceață cel mai de caise mult? Pentru așa ceva. De caise îți place, da, ție? De caise. Da, fără pieliță. Caisele? Dulceață de caise? Nu. Da. Eu nu fac diferență, nefiind un mare consumator, nu fac diferența între dulceață, gem, majun și ce mai... Dulceața e mai dulce, gemul e mai... Nu, care e cu fructe neîntregi? Adică nu cu fructe. Gemul. Ăla, niște gem, da. Nu simt nevoia să mănânc fructe cu... Gem, puțin gem, ca să iei așa cu vârful. Dacă de brânzică. Te duci la Paris și cu borcanul de gem... Te o ia la goană, nu există. Corect. Se pune, cum adică, mă, îmi pare rău, dar tu crezi că la platou... Unde vezi tu la platourile astea să-ți dea caisele fructe, așa, în borcanel și să pun păi molfăi fructă? Fructă. Îți dă dulceață de fructe mai mici, nu îți dă dulceață de mere. Și dacă băi, îți dă de fructe mai mari, îți dă numai ce? Sosul. Zeama, cum ar fără fruct. De aici. Dar asta n-am mâncat, nu e, nu e. Asta n-am mâncat în viața lui o amandină, deci asta cu dulcele l-ai băgat în ceață, nu se pricepe. Cred că am mâncat odată, jumătate de amandină am mâncat odată, când eram mic. Auzi, dar ce voiam să întreb, în loc de gem ăsta, numeri combinate cu o trandafirată? Cu o trandafirată. Trandafirata noastră, da, da, da. Eu zic că ar merge așa un pic. Eu zic că nu merge cu trandafirată, merge cu vin. Platoul ăsta, foarte cel mai bine, da. Și cu un spumant. Da, adică cred că cu șampanie. Da. Pentru cine își permite șampanie, da. Dacă nu, pentru alții altceva. E foarte bun. Bravo, băieți. Păi, viv la France și pe el. Zafie la curea de slăbire, deci el aici o să încerce frunzele de mentă. Sunt câteva frunze de mentă și îți dăm și două afine. Și mură. Eu îi dau mura. Îi dai mura. Da. Pe mura ta. Vive la France et vive le fromage. Cuiul de France la Culinaria. Brânza bună se degustă cel mai bine alături de prieteni.